Colegul nostru din presă, Costin Ștucan, și-a dedicat o mare parte a carierei să descopere blatura și descoperit. Au și recunoscut oamenii înregistrați, dar nu se ia nicio măsură. De ce credeți că se întâmplă acest Datorită corupției din fotbal românesc și datorită celor care sunt în frunte acum fotbal românesc. Sunt corupți. Uitați-vă, două secunde, domnul Iacob. Uitați, domnule, cine este președinte la Ligă, cine a fost președinte la Ligă, Jackie Chan de România. A fost 17 ani Jackie Chan. A avut două mandate din 2000, în 2008, două mandate de parlamentar. Deci nu avea voie, era președinte la Ligă. Este un lucru, este o entitate privată și el era parlamentar din 2000 până în 2008 și a fost la Ligă din 96 până în 2013. Deci ce e rău în asta, domnule? Cum, domnule, ce e rău în asta? Vă întreb, nu știu. Păi incompatibilitate se numește. Cum adică să fii parlamentar și să fii șef la Ligă profesională? Pe ce legătură are politica cu fotbalul, domnule? Păi nu, serios, adică explică. Stați un pic, domnule Iacob, vreți să mai completați cu ceva? Că nu vrem să vă ținem degeaba pe fir. Da, la problema cu faptul că nu se cercetează jocurile trucate, întotdeauna se blochează respective dosare, se întâmplă ceva cu ele, chiar dacă Costin Ștucan le sesizează, chiar le și probează. Da. Deci chiar și probate și când ajung în faza de cercetare, se termină tot. Da, cine le blochează? Aici e foarte interesant de văzut. Este foarte greu de dovedit cine le blochează. Două secunde, vă rog să mă scuzați amândoi, domnilor. Ce se întâmplă? Au găsit și un țapi spășitor acum vreun an, un an și ceva, pe Ion Viorel de la Buzău. Da. L-au găsit țapi spășitor, de ce? L-a făcut, acolo e dovedită. Bun, dar de ce? Pentru că omul era împotriva lui Bodescu și i-au plătit niște polițe mai vechi. Haideți, domne, adică un om pedepsit pentru blaturi dovedit a fost doar un soi de răzbunare. Dar pe alții care, exact cum a spus domnul Iacob, alții care au fost dovediți, de ce nu au fost penalizați? Păi aici vă întreb pe dumneavoastră să-mi spuneți, că spuneați că se blochează undeva, dar unde se blochează? La cine se blochează blaturile astea? La comisii. Uh-huh. Și ce spunea Sandu? Mircea Sandu? Ce spune? Ce mă întrebați pe mine? Mă, duceți-vă la etajul nu știu care, la etajul 2, că e comisia nu știu care. Duceți-vă la etajul 1, că e comisia nu știu care. Dar comisiile știți de cine erau puse? De el. De el. Da. Liga Profesionistă de Fotbal activează nelegal în România. Îi spun imediat de ce, îi dau mură în gură. În legea sportului 69/2000 scrie clar, federațiile naționale de sport sunt unice. Federațiile naționale de sport sunt unice. E, băiete, să mai știi ceva, Liga Profesionistă de Fotbal este înscrisă la Tribunalul București, la tribunal, prin denumirea de federație. Deci este încălcată legea. LPF încalcă legea. Cât a fost Mitică Dragomir. Mitică Dragomir era în... Normal și normal, dacă este lege în România, era în... Nu incompetență, cum că am spus-o mai devreme. Da, ani, integritate. Ce controlează ani? Conflict de interese sau ce? Nu. Mă rog, incompatibilitate. Așa, incompatibilitate. Așa. Deci Mitică Dragomir nu putea să ocupe postul de președinte la Ligă și să fie parlamentar în perioada 2000-2008. Domnul, el a fost la Ligă din 90. Dragomir a declarat că n-a făcut nicio ilegalitate niciodată. Păi îți doare gura. Păi el spune că nu fură. Mințea Dumitru Dragomir. Doamne, el aminte când respiră. A fost condamnat. Ce încredere să ai într-un pușcărie? Înainte de Revoluție a fost condamnat. Și după aceea, de ce a stat vreo 9 luni la pușcărie? A stat după Revoluție? Da. Știți vreo 6 luni sau 9 luni. De ce n-a dat statul în judecată dacă l-au ținut degeaba? Bun.